ajuns să riști totul? Joacă Dublu sau Nimic. Dublu sau Nimic în deșteptarea la Europa FM, o ediție de 3200 de euro în această dimineață, creată special pentru Daniel din Bistrița. Bună dimineața, Daniel! Salut, Dani! Bună dimineața! Să trăiești, Dani! Ne bucurăm că ești viu! Și eu mă bucur! În sensul că e plin de energie! Cum a stat? Da. Cum altfel, începem în mod de muncă. Până și Zaf s-a, cum să spun, s-a speriat de ce a zis. Păi nu am zis că poate nu mă înțelege lumea. Păi nu te. Ce bine că vorbim cu oameni vii, Doamne, ne plictisisem de zombii. Ia spune, Daniel, ce faci? Cu ce te ocupi? Sunt economist. Cum era să spun? Nu lucrezi la pompe funebre? Da, da. Asta că... Da. Am așa? Ce îți place? Contabilitate. Sunt în compania trei colegi. Asta era, e bine de menționat. Economiste? La muncă? Da, ne aud colegele? Da, da, sunt aici. Bună dimineața, fetelor! Bună! Neața, neața! Așa, fiți atente să-l susțineți acolo pe colegi. Tot economiste? Poate. Bravo. Toate economiste. Într-un cuib de economiste. Să vă concentrați. Întrebările sunt așa și așa simple. Ok. Având în vedere suma, sumele puse în joc sunt chiar simple, da. Da. Daniel, da, măi, Daniel. Plecăm de la 400 de euro azi, știi, da? Da, da, am auzit. Și ce calcul ai făcut împreună cu colegele economiste? 400 ori 8, 3200. Bravo. Deci mergeți până la capăt. Bine, să sperăm că va fi așa. Păi da, un plan ambițios. Dar adevărul e că în 4 ai e mai posibil. Mare încredere, da. Uh-huh. Păi Daniel, ce să zicem? Baftă! Mulțumesc. 400 de euro. Prima întrebare pentru Daniel și Daniel's Angels. 400 de euro. Care este singurul mamifer capabil să zboare în mod susținut pe distanțe mari? Deci singurul mamifer zburător este? Delfinul. 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 Hai măi. Deci, foarte bun ești, bravo. Adevărat. Dar are aripioare. Are aripioare. Hai măi, Daniel. Măi, ce mamifer zboară? El. A zis până la urmă, au zis după delfin. Au zis. Târziu, dar au zis. Doar că târziu. Liliacu. Am avut și ieri, Daniel, dacă ați ascultat emisiunea de ieri. Nu, era. Te vezi? Că ieri am avut cu recordul doborât un liliac ce a zburat din Rusia până în Alpi. La numai 7 grame. Da. El plecase la căldură și a nimerit la greșit. Da. Cred. Ne pare rău, Daniel, ai ratat o foarte bună oportunitate de a face bani buni în dimineața asta. Da. Ce da, rău pare. Da. Poate data viitoare. Da, mulțumesc. Bine, hai. Vă pupăm. Da, să știi că ai fost simpatic, adică... Cu delfinul, da. Ne-ai bine dispus cu răspunsul tău. Bine, bine, Daniel. Mă, de singurul mamifer care are ceva pe dos cu el e delfinul. Că zboară noată mai... Dublu sau nimic. Cel mai deștept concurs radio revine luni în deșteptarea la Europa FM.